Salutare! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Indodi. Noi ne-am adunat aici ca să vorbim Indodi și astăzi o să vorbim despre capitolele 39 și 40 din cartea lui David Friedman, Mașinăria Libertății. Capitolele numindu-se... Partea dreaptă. Partea bună, partea bună a bunurilor publice și... Cum ajungem de aici acolo. Te referi la libertarianism, cum ajungi? Ce faci? Înainte de a începe, o să vă aducem aminte că jos e un buton de like pe care dacă îl apăsați acum avem informații că Google o să fie foarte prietenos cu videoclipul ăsta, așa că vă rugăm să-l apăsați. De asemenea, jos aveți și un buton de subscribe dacă vreți să fiți notificați un clopoțel alături când mai postăm un video, un buton de share dacă credeți că ceva din ce vorbim noi aici putea beneficia și altuia. Și dacă vă uitați jos în descriere, în timpul premierei o să vedeți niște întrebări vis-a-vis de ce o să discutăm astăzi. Dacă vă uitați după aia, o să vedeți și niște timestamp-uri cu locul în care răspundem la acele întrebări, dacă vă interesează doar o anumită porțiune. Tot de asemenea, în descriere găsiți niște link-uri de Patreon și Crypto dacă sunteți cu dare de mână și vreți să susțineți emisiunea. Dacă dați share, o să aveți 7 ani de noroc. Dacă nu dați share, nu o să se întâmple nimic. În primul capitol din segmentul pe care l-am ales în seara aceasta de discutat, David Friedman încearcă să se lege, să prezinte bunul public numit legile făcute de stat. Dacă sănătatea, educația și celelalte lucruri pe care statul le produce ca un bun public, el este în mod execrabil și eșuează lamentabil în aceste domenii și la legi se petrece același lucru. Atunci când spune că statul creează o lege bună, de fapt este o lege foarte rea. Chiar dacă, să zicem, la prima vedere, ți-ar părea că ar fi bună. Și dă un exemplu, dacă ai încerca să obții $1,000 în prin metode politice și în primul scenariu ai încerca să abolești vreo 20-30 de legi care te afectează, să zicem subvenții agricole, astfel o mică parte din costul pe care îl suporți tu din acele subvenții agricole îți rămâne în buzunarul tău, să zicem $2, educație, sănătate și alte câteva 20-30, astfel încât să ajungi la $1,000, sau îți dai o lege care să beneficieze un grup din care faci tu parte, să zicem că ești dentist, vrei ca toți dentiștii să beneficieze de subvenții sau de altceva, prin care tu personal să câștigi $1,000, ce ai alege? Ce metodă ai alege? Dar la a doua modalitate de a obține $1,000, costul legii îl vor suporta toți ceilalți, nu doar tu. Și eventual e și mult mai ușor să dai o lege mică din care beneficiază puțini și trece eventual neobservată decât să te bați cu nesfârșite legi, proceduri și inclusiv grupurile de interese care susțin celelalte legi pe care tu vrei să le abolești. Asta e un contraargument pentru acțiunea politică. Hai să schimbăm lucruri mici, măcar le-am schimbat. Da, e adevărat, dar în timp ce tu te bați cu 10 chestii mici, ei dau 3 mari, ca eventual
mai votezi și tu pentru una dintre ele sau te abții că o mână spală pe alta în politică și nu îți garantează nimeni că ai ieșit în câștig de fapt. Dacă ar fi să calculezi în agregat, dar mai târziu curând astăzi o să discutăm că nu prea vrei să calculezi în agregat nimic. Acum merge asta de discuția cu bunurile publice. Care e ideea lui? Că e greu de produs un bun public. Cazul al doilea al intereselor particulare, când îți trecea o chestie, era mai ușoară pentru că era mai localizată, mai... Mai aproape de o inițiativă privată. Privată, adică el face diferența în felul următor, că bunul public, bine, el face aici distinția între bun public din punct de vedere economic și bun public din punct de vedere mainstream. Punct de vedere mainstream, bunul public, el a făcut de guvern. El spune, eu nu folosesc așa cu cuvântul bun public, înseamnă altceva. Și ce înseamnă? Înseamnă că e produci ceva care are caracter non-excludabil. Toată lumea beneficiază de el. Chit că au plătit sau nu. Ca da. Asta. Da. Să zicem, nu știu, să presupunem că tu inventezi o chestie care curăță aerul la nivel planetar. Nu poți să excluzi pe nimeni din beneficiile bunului tău. Da, dar cureți aerul, nu-l cureți doar pentru tine și ai tăi, cureți pentru toată planeta, prin definiția produsului despre care am vorbit. Și Friedman zice așa, că bunurile publice au următoarea caracteristică. Ele nu pot să excluzi, da? Prin urmare, toată lumea se bucură de ele, revenim la cu câteva episoade, n-au incentivă să-l plătească, ba chiar au incentivă să-l ia pe gratis. Prin urmare, cine le va face, trebuie să-și asume costurile. Și deci, ca definiție, bunurile astea publice nu se produc decât dacă beneficiile, chiar și așa, dispersate, porțiunea de beneficiu care se întoarce la provider e mai mare decât costul. Deci beneficiul total trebuie să fie mult mai mare decât costul, nu de alta, dar se împarte la vreo 8 miliarde. Da? La ideea e că nu avem stimulant. Deci aia era două situații. Era una stimulant în care beneficia mai multă lume. Hai, mă scuze. Și al doilea era doar grupul tău de interes. Grupul tău de interes. Stimulentul este pentru oamenii ăștia care... Nu, la primul, ăla cu mulți. Știu, nu, dar eu vreau să întorc vorba, de fapt. Că stimulentul o să fie să taxezi. Dacă zici că ai o chestie care... Dacă zici că ai o chestie care purifică aerul, o să vrei să-ți acoperi măcar costurile. Dar la fel de bine poți să zici, eu o să vă taxez ca să purificăm aerul. Da. Ce se întâmplă acum cu ecologia? Glumesc. Nu discutăm paradigma asta. Știu de că nu forță. Discutăm. Nu, normal că nu discutăm. Eu voiam numai să mai subliniez. Asta e soluția lor, că discutăm n-ar contribui lumea. Discutăm punct de vedere economic. Taxează, da. Asta vreau. N-am rezolvat altfel problema. Taxarea vine ca o soluție. Numai că... Spune tu. Nu, ci că. Asta vreau să înțelegem mai bine asimetria între astea două cazuri. Una în care beneficia toată lumea, dar era greu să faci asta pentru că erau legi multe și beneficiul tău era mic. Asta puși tu să modifici nu știu câte legi ca să câștigi, nu știu, 1000 de euro care, na, ce ai costuri de nu știu cât, da. Tu trebuie să convingi tot București. Nu e rentabil. În timp ce dincolo puteai dispersa costurile și integra beneficiile la grupurile de interese. El de fapt exact asta e punctul. El a dat exemplu de așa natură ca să înțelegi ideea asta, că ca să fie vizuală chiar și în domeniul politic ideea asta, că un bun public integrează costurile și dispersează beneficiile, pe când un bun privat, da, dispersează costurile și integrează beneficiile. Sună socialism? Nu. Bunul privat poate... Nu este socialism. Poate segmenta și beneficiile. Știu, da, cred că... Poate segmenta beneficiile un bun privat. Asta e ideea. La un bun privat, că poți exclude. Pentru producător, nu? Poți exclude. Cum să mă poți exclude la un bun privat? Din punctul de vedere al producătorului. Vorbesc din punctul de vedere al producătorului. Da. În cazul unui bun public,
producătorul își asumă toate costurile, mm-hmm. beneficiile sunt dispersate, el primește doar o felie din beneficiile alea. Da, exact. Da? Da. Și toată lumea primește aceeași felie din beneficiile alea. Da. Da? Deci beneficiile sunt dispersate, costurile sunt doar pe producător. Mm-hmm. Da. În cazul unui bun privat, mm-hmm. gândește că faci pâine. Mm-hmm. Da? Tu ai niște costuri de producție pentru fiecare pâine. Mm-hmm. Da? Dar pe alea le dispersezi, în sensul că ai o piață care vine și îți cumpără pâine. O parte din aceste, din prețul fiecarei pâini pe care o vinzi, reprezintă costurile tale de producție. O altă parte reprezintă profitul. Tot profitul uh-huh. ăla se acumulează la tine. Uh-huh. Dispersezi costurile, integrezi beneficiile din punctul de vedere al producătorului. Da, profitul. Spus așa, da, numai că de ce am zis că sună socialism? Că nu le dispersezi fără voia clienților. Da, 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 evident. Okay. Da, da, asta, da. E vorba de nu zice că le dispersi, că totuși tu plătești ca brutar, știi? Da. Plătești cu banii? Da, da. Ah, da, la public n-am vedea unde să strângi, că era. Exact. Că ea consumau fără să... Exact. Și de asta de el spune că capitolul, știi? Legea bă, asta zice că legea bună, o lege bună, legea prin natura ei, legea prin natura ei se aplică tuturor. Da? Da. Legea, prin natura statului. Prin natura, da, scuze, prin natura statului. E dreptat. Okay. Perfect. Deci legislația, da, o lege dată de stat, prin natura ei se aplică tuturor. Uh-huh. Da? Prin natura statului. Uh-huh. Corect. Bun. Asta ce înseamnă? Pare că e un bun public. Dacă ai o lege, ea e să fie o lege bună uh-huh. pentru toată lumea, ar însemna beneficii dispersate, mm-hmm. costuri pe unul dintre producători. Că ăla, producătorul de lei, și-a făcut, și-a asumat niște costuri politice, a stat de vorbă mm-hmm. cu unii, a făcut trocuri, a investit, trala. Și de asta spune că o lege bună pentru toată lumea e ca un bun public. Foarte rar și de obicei nu-l face statul deloc. Mm-hmm. Însă legile în sine care trec tind să integreze beneficiile pentru unii uh-huh. să fie rele pentru toată lumea. Uh-huh. Da? Vezi? Taxare. Uh-huh. Că sau subvenții. Sau, mă rog, în yeah. paralel. O lege care creează subvenții. Deci legea un bun public și ăștia nu produc bună publice. Produc legile publice. Bune sunt, ar fi un bun public. De asta nu se produc legi bune și de asta legile în general sunt în virtutea unui atunci când le asimilezi unui grup de interese. Dar în capitolul următor mi se pare că spune sunt ceva rău. Fiecare grup din societate încearcă să, prin intermediul statului, să-și promoveze propriile legi care să-i fie în avantajul. În capitolul ăsta mi se pare că da, în capitolul ăsta. Da. Și astfel statul devine elementul de forță prin care fiecare grup își impune restului societății legile care, de pe urma cărora beneficiază și împrăștie costurile către ceilalți. Exact. Astfel încât, în agregat, dacă faci suma, toată lumea iese mai prost, de fapt. Da. 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 Și ca deci să explicăm și de ce... Asta că m-am gândit prima oară, zic, băi, cum faci suma în agregat? O să ne întoarcem la asta un pic mai târziu. Dar ideea e că nu trebuie să faci neapărat suma în agregat, pentru că de pe urma legislației trăiește statul. Deci sigur cineva iese mai prost. Sigur ies și mai prost decât în perspectiva în care am putea face aceleași lucruri fără stat. Nu, ca în orice schimb agresiv, ăsta e unul din mesajele uh-huh. libertariene, într-un schimb agresiv există un motiv pentru care tu n-ai fost de acord cu acel schimb. Uh-huh. Calitate, preț, cantitate. Uh-huh. Ceva nu e ceva cu care n-ai fost de acord. Într-un schimb voluntar, cel puțin ex-ante, ești de acord că de-aia schimbi, că altfel n-ai schimbat. Da. Da, ok, și în schimburi, vai, dar de câte păcăleli n-au existat pe piață, da, după aia nu mai cumperi, pe când aici n-ai de ales. Ești sub imperiu produsului mereu, în cazul ăsta fiind o lege, un produs. Eu mă gândeam cum să falsificăm chestia asta, uite, mă gândeam, dacă să spui că și în scenariul ăla rău, al doilea, ăla cu grupurile de interese, că și acolo ai niște blatiști.
Deci, dacă dăm legi protecționiste, nu beneficiază doar gașca aia de 5-6 mari, beneficiază și unii mai mici consignații. Deci nu poți internaliza tot. Da, nu poți. Nu, dar de multe ori ăștia care se ocupă să-și promoveze o chestie din asta, își promovează și bariere de intrare. Ok, nu or fi perfecte, or fi un pic permeabile, ce ai niște blatiști, nu pot complet. Nu pot, dar nu pot complet, ok. Mă gândeam la ce zicea Saul, că ce înseamnă politica, să faci ca interesul egoist, să pară ca național, ca publică, nu știu. Asta e provocarea. Dacă tu zici doar, hai să-i dăm bani Coca-Cola, nu sună așa. Da. În timp ce dacă zici, trebuie să, nu știu, ajutăm românii, să nu știu ce, să formulezi ceva care să fie mai inclusiv. Să ajutăm românii să bea Coca-Cola. Nu. Găsești o trebuie să răcorim în această vară toridă românii. Programul Național de Răcorire. Da. Dehidratare. Dehidratare, da. Păi nu e apă. Și așa mai scap și niște subvenții către alții mai mici. Și nu-i poți exclude, știi? Adică e ca la un bun public. Altfel, de exemplu, ar fi ca la primul scenariu ăla. Ăla cu te chinuiai și tu munceai și alții te bucurau. De ce n-ai putea gândi și legile bune ca, ca funcționând pe modelul ăsta? Adică și acolo ataci targetat, știi? Vreau de reglementare. Deci politici liberale. Vreau de reglementare, dau atâția bani, îi dau lui Ciolac cu 5 milioane, eu câștig 100 de milioane dacă pică reglementare. Pentru că nu câștigi. Nu câștigi. Tocmai asta e ideea. Cum să nu câștigi? Nu, deci nu câștigi în plus sau nedrept. Ba nu câștigi. Păi nu, am zis că e liberal. Luăm o teză liberală. Da, limba română e mult dulce și frumoasă. Dacă zici se întâmplă ceva și eu câștig, păi câștigi, sună, că nu câștigai sună profit nemeritat. Dacă era interzis asta, era interzis să reclame la țigări, tu nu câștigai. Au picat și după aia tu chiar câștigi. Adică treci la o stare în care nu câștigai, la una în care câștigai. Câștigi. Da, ok. Numai că e voluntar. Da, am zis că e voluntar. Dar știi ce, știi ce vreau să atac? Că nu e nevoie să vii cu 5.000 de legi și se spune... Ba da, tu presupui. Tu mergi cu o chestie punctuală. Vreau de reglementare, vreau scăderea taxă. Se adună 20 de corporații, ce luați tu cât vrei. Vreau întrebare și nu ne scade. Ok, Costel, atunci trebuie să spun altă întrebare. Deci eu înțeleg ideea asta doar de dragul de a găsi un contraexemplu, da? Dar contraexemplu nu ține, pentru că el pleacă de la premiza următoare. Dacă îți conced că s-ar putea așa, atunci concluzia la care trebuie să ajungem este că lumea nu vrea anarhie, lumea vrea guvern, vrea sclavie, vrea tot ce am vorbit noi acum până acum că e rău. Noi trebuie să conchidem că lumea chiar vrea. Le vede natura, le vede natura, o înțelege și o vrea. Da. Nu înțelege natura, dar o vrea. Nu. Asta zic și eu, da. Nu înțeleg. Deci Coca-Cola crede că tu nu vei avea drumuri. Eu Coca-Cola. Dacă îl întreb, crezi că vei avea drumuri fără stat? Nu, nu cred. Deci asta e convingerea ție. Nu vede, da. Da, armata. În niciun caz. Nu mai... Lasă-mă mai ușor și eu. La drumuri e posibil să... Mai că eu ca... Nu, chestia care ține și de convingerea lor ideologică. Adică ei chiar cred că nu o să ai drumuri. Chiar cred asta. Pare o prostie, dar asta e... Lucrăm cu materialul clientului. Poate că nu m-am făcut înțeles. Spuneam așa, ca să îți conced faptul că tu poți să ai o dereglementare de pe urma căruia tu personal să câștigi enorm și numai tu, da? Și 3-4. Uneori și numai eu. Ortacii. Și numai tu. Da? Nu, numai eu, că poate să apară efectul ăla de virginitate cu ei amici, știi? Dar ideea e că eu sunt mulțumit, sunt o casă de pariuri și sunt mulțumit că... Ok, da, bun. Atunci trebuie să accept premiza că lucrurile sunt așa cum sunt acum, reglementarea aia a trecut din greșeală. Reglementarea inițială. A trecut din cauza unor grupuri de interese. Grupuri de interese, criterii moraliste. Păi și atunci te bați cu aia care au de câștigat de pe urma ei. De unde știi că nu ne este stimul?
Gândește, adică aș câștiga mult mai păi mult. Nu mai, ești în, nu mai ești în perspectiva în care ai un bun public care beneficiază toată sunt... lumea. Ai tu și grupul tău de interese versus grupul ăla de interese. O să, ești în paradigma aia, aia la alta, a doua. Costel, fii atent, explică. Deci tu ai niște bani de dat să-ți cumperi o dereglementare. Te bați cu politicianul care e deja cumpărat de grupul celălalt de interese. E licitat. Ok. Și tu trebuie să ai atâția bani disponibili acum sau dispus să dai din câștigurile alea mari viitoare, nu, să le dai și grupului celălalt de interese și politicianului. Nu, nu. Doar să-l dau celorlalți. Păi de ce? Păi politicianul e deja cumpărat. Păi se mută la mine. Păi da. Politicianul. Pe ochi frumoși? Pe bani. Pe bani. Păi nu, pe bani, pe bani puțin, nu, pe bani, el zice că pe bani puțin doar de politician, că politicianul plătește 5. Nu, pe bani puțin, îi convine lui Ciolacu, să zice atât îți convine? Cât îți dau fratele ăia? Îl dau dublu. Păi da, dar, dar între timp, ăilalți crezi că stau degeaba? O să zică, a, ia uite, ne-a și eu iar ne-a dau dublu și poate, poate îmi convine. Da, da, ok, păi da, ce ăsta e că vreau să zic. Da, da, Alex, da, Alex, se întâmplă așa. Dacă îți convine, da, dar eu zic că... ONG-urile alea îi dau 100.000 de dolari. Lui Ciolacu, ala dă legea să nu mai fie reclame la casele de pariuri, din casele de pariuri dau 150.000, Ciolacu zice, dați încoace, se dau, la lege la, se dau voie la, prin lege la reclame la casele de pariuri, pe aia vin iară din nou, 200.000. Da, mă, dar nu sunt, deci punctul pe care, pe care, la care îl încercam să ajung este că nu ești doar tu în piață, da? Ce este o reglementare? Este o barieră la intrare. Dacă tu elimini acea barieră la intrare, da? Nu o elimini numai pentru tine, o elimini pentru toată lumea. Și ce dacă, dacă mie îmi convine schimbul? Păi îți convine că așa crezi tu. Și economia în ce lume mai trăiește? Cifrele îmi spun astăzi. Cifrele îți spun astăzi, dar tu când ai eliminat bariera, o să-ți intre niște concurenți. Nu o să mai ai cifrele alea mari pe care le-ai preconizat. Asta e ideea. Sunt mulțumit. Sunt mulțumit cu... Sunt atât, sunt Coca-Cola. Că ăsta era și argumentul lui Vali la... Mă concurează ăia și nu pun bani. Sunt Coca-Cola. Ok, ești mulțumit. După aia se întâmplă ce zice Vali. Ăia iar îmi pun reglementarea. Iar scot bani. Da. Dacă, e, dacă da, într-o situație ideală, așa cu... într-o situație ideală, cum zici. Dar de ce nu joci jocul invers, să zici că ăia care vor să cu șpaga agresivă, păi da, vine aia cu șpaga defensivă și păi, dar asta spune Friedman. E nu e cu șpaga defensivă. Tocmai asta spune Friedman, că șpaga defensivă în politică nu ți câștigă. E na. Pentru că libertatea este pentru toată lumea și prin urmare nu poți să mai integrezi costurile că ai mai mulți participanți în piață și ele se, pardon, beneficiile, ai mai mulți participanți atunci când eliberezi piața și ele se dispersează. Tu ești mulțumit, ca și la armată. Nu, dar fii atent. Tu nu, ești mulțumit. Ești mulțumit, fii, ești mulțumit, dar nu câștigi. Da, nu faci, nu faci dereglementare. Dacă ești mulțumit, tot de timpul, tot timpul trebuie să joci jocul de a adăuga o lege. Deci dacă... Sistemul e pus de așa natură. Asta da. E, da. Deci nu, nu dereglementezi de fapt. Că costă. Și adaugi o lege nouă. Asta e poziția lui Friedman. Mai, da. E mai bine ca deci dacă ăia zic ONG-urile că și adaug o lege nouă, că da, domne, trebuie să interzicem reclamele la case de pariuri, tu adaugi o lege nouă, da, interzicem. Dar dacă ai cifră de afaceri, mă cheamă și te cheamă și numele tău începe cu A, atunci ai voie. Ai excepții, da. Înțelegi? Nu mă pot să și dereglementez, de ce nu pot să și... Pentru că așa zice la capitolul ăsta, Friedman, că te poți să... N-are legătură cu Friedman, da, am înțeles, tu aduci un contraexemplu, dar hai să ținem un contraexemplu ăsta în legătură cu realitatea și cu legile economiei. Că contraexemplul tău spune că nu există concurență. Înțelegi contraexemplul tău spune... Nu au fost abolite legile niciodată, legi agresive? A căzut comunismul în România, nu e o realitate? Păi, prin lege. Nu prin lege. Nu prin legea căzut? Nu prin jocul politic, nu. Prin revoluție. Nu prin jocul politic. Ideea e că există de reglementări, știi? Deci există. Nu există doar jocul ăla, vine unul cu o lege, încă o lege, încă o lege. Există. Nu există și șpagă defensivă. Uite, Trump a dat de reglementat, da. N-am exemple la de mână. Nu, dar chiar dacă n-ar exista... Îți poți imagina jocul ăsta în care vin 10 bogătani și... Trump a dereglementat pentru tot ca să integreze beneficiu, dar un alt beneficiu.
să fie votat mai departe. Nu i-a ieșit, din păcate. Da? Nu contează. Asta a fost posura. Asta a fost punctul. Nu, dar ideea e că se poate, știi? Ideea e că se poate. Friedman, scenariul ăsta tragic în care sensul e doar cu mai mult colectivism, mai mult socialism. Nu, poți avea jocul și invers. Eu cred că... Da, așa e. Și tendința generală este observația, că... Eu cred că observația lui Friedman este că... Dacă ne uităm... Sistemul astăzi este de așa natură. Deci, vezi, doamne, el observă. Da. Ce se întâmplă în zilele noastre? E mai sănătos economic să îți... pui o lege nouă mică pentru tine decât să te lupți și să faci o dereglementare ca bun public. Asta zice Friedman. Da, și motivația economică poți este... Poți face chestii mici, poți să privatizezi educația. Poți face chestii targetate și punctuale, știi? Da, fii atent. Avem voie de case de pariuri în București. Nu poate să streacă? Și îi facă defensivă. Ba da, dacă te uiți da, în realitate. Asta e. Ai putea, da. Totuși... Adică același joc cu o lege mică, cu o lege mică și mituit politicien, poți avea și în direct. Deci tu zici că în zilele noastre lucrurile ar putea să meargă așa pentru că ar fi ca o piață. Cred că și merg așa. Păi da, dar dacă te uiți în observând piața de astăzi, nu sau există așa ceva, știi? Deci nu e doar șpagă pentru mai multă agresiune, știi? Cred că există. De existat există, da. Dar... Când plătești o șpagă unui polițist, ok, nu e o dereglementare, știi? Da. Punctul meu, deși aia seamănă cu ce zic eu, știi? Da. Punctul meu este, aș vrea să fie că nu e un panaceu universal. Că există pe piață? Da. Unii au preferat nu știu ce mică dereglementare. Totuși, pare că nu... Da, poți juca jocul ăla. Sistemul este de așa natură încât este mai ieftin și motivația este să adaugi legi noi decât să te lupți cu mările de vânt și să te coste și păi să faci un efort mai mare să dereglementezi. Casa de pariuri nu vrea să treacă la anarhocapitalism. Asta e reproșez eu lui Friedman. Deci în primul scenariu e ăla în care tu trebuie să abolezi 50 de legi. De ce 50? De ce? Iar în al doilea, cu grupurile de interese, era o singură chestie. Mică, exact. Da. De ce nu una mică dincolo? Sau una mare în al doilea scenariu? De ce să nu gândim lucrurile păi, așa? Nu, eu cred că Friedman și punctul discuției aici este că nu o să ajungi la libertatea ideală prin mecanismul ăsta. Da, se poate. Îți cumperi, așa cum îți cumperi o lege care reglementează că e interesul tău, să zicem că poți să-ți cumperi o dereglementare că îți convine ție. Totuși asta zice Friedman și tind aici să fiu de acord cu el că nu o să te ducă la libertatea aia mare, din cauza că sunt doar mici oportunisme. Oportunismul ăla, da, cu oportunismul și strategia ăla... sugerată de el e tot asta, știi? Paismic, să mergi pas cu pas, știi? Și asta e o cale de a merge pas cu pas, știi? Prin mituire continuă. Mituire libertariană. Dar experiența ne arată că așa ceva nu se întâmplă. Deci costurile... Nu sunt așa sigur. Vezi paga în spitale, vezi... Bine, tu poți să zici, asta e o chestie pe lângă lege. Da, pe lângă lege, nu are treabă. Acolo chiar se întâmplă, acolo chiar ești motivat să faci lucrul ăsta, pentru că beneficiul tău este foarte mare. Da, nu există dereglementare. Dar gândește-te și tu. Dacă luăm toată legislația din 90, nu o să găsim nicio dereglementare? Totul a fost doar către mai multe? Ba da, dar dacă găsim o dereglementare, ea va fi explicată cel mai ușor, tot prin teoria că a fost targetată pentru un grup de interese restrâns, nu pentru binele populației at large. Da. Asta e punctul pe care îl face Friedman aici. Eu n-am văzut, nu numai România. Orice lege care trece este mai integrează beneficiile pentru un anumit grup de interese, chiar dacă grupul ăla de interese la un moment dat s-a chemat deputații PSD sau deputații PNL, că și-au făcut... Au dat niște bani la populație, da, au dat niște bani la populație ca să fie aleși. Au crescut salariile profesorilor ca să fie aleși sau ceva de genul ăsta. Au făcut bine. Dar ei tot au integrat nici alea rele da, nu un sunt, beneficiu nici pentru nici alea rele. Hai să ne gândim la alea rele cu grupurile de interese. Ce alea nu se duc peste tot? Sănătate gratuit. Nu acoperă... Da, spune mie, cine a luptat pentru o... pentru abolirea sistemului de sănătate, pentru a nu mai avea cei 12,5% sau cât sunt pe fluturașul salariului. Care, deci, cine din România sau din orice stat s-a luptat pentru abolirea sistemului de sănătate de stat
pentru a beneficia de ștergerea celui 12,5 sau ce procent este pentru taxe, contribuția la sănătate. Adică pentru nimeni, că ăla e beneficiu. Vrei să zici. Vrei să zici că nimeni. Da. Plus că, în general, motivația pentru a scăpa de acel, de acel procent este foarte mică în comparație cu monumentala muncă de a elimina sistemul de sănătate. Dar uneori îți convine. Uneori îți poate conveni. Asta e reproșul meu la Firizna. El da, îți dă impresia că tu câștigi 2 cenți. Numai dacă ai o motivație. Tu întotdeauna câștigi 2 cenți. Și nu există așa ceva. Pare că momentul ăla se amână la nesfârșit. Eu asta te întreb. Când? Care e? Cum caracterizăm momentul ăla? În afară de fie că îți convine. Nu, nu, nu. Cum caracterizăm momentul ăla? Eu asta încerc să spun, că în realitate nu poți caracteriza. În sistemul actual. E ca și cum ai spune, e ca și cum te împotrivești legii conform căreia spunem că nu se instituie monopolul pe piață, spunând, nu domne, uite că să, da, dacă se poate. Se poate. Păi ok, orice, dacă se poate, atunci se poate. Știi, dar legea în sine, economia, te spune nu. Nu, înseamnă că analizarea e imperfectă. E posibil să se strângă niște libertarieni gen noi facem analiza șef de mari companii și care domne dăm, facem. Deci nu e ceva structural politicului. Ăsta e reproșul meu, știi? Nu trebuie să-mi descrii socialismele prezente, știi? Nu e o chestie structurală. Se poate și invers, știi? Are un interes, se targetează. Păi nu, că nu e pentru toată lumea. Păi și aia nu e pentru toată lumea, aia de dincolo, din scenariul al doilea. Educația nu e pentru toată lumea? Da. Discuția în mintea mea nu este despre jocurile politice. Pentru că da, în jocurile politice poate să întâmple ce zici tu. Dar eu zic că sistemul etatist e pus strâmb în felul ăsta. Da, exact. Adică egal că tu mai faci chestii defensive, dar totul e înclinat așa. El împarte lucrurile, el împarte legile. Structurală, el împarte legile în două categorii, da? Una este legi care cresc libertatea și legi care reduc libertatea. Da? Legile care cresc libertatea trebuie să se aplice tuturor. Da. Da? Pentru că altfel ce? Dacă eu nu joc la pariu, eu nu joc la pariu și Alexandru nu e vânzător. Ai o lege liberală care a eliminat o restricție? Nu, că nu se aplică. Stai să iau apărare. Ba da, ți se aplică și ție, că e vorba de dreptul. Tu nu aveai dreptul de a juca la pariuri înainte, tu acum îl ai, nu mă interesează că nu-l folosești. Da. Fii atent. Invers. Să zicem că nu e o chestie structurală, nu e statul, nu e jocul politic, ci sunt valorile oamenilor. Dacă valorile oamenilor în sufletul și simțirea lor ar fi liberale, nimic din mecanismele etatiste și politice nu te oprește să dereglementezi, să abolești, de să închizi, e o cale de bușit. Asta e argumentul pe care îl spune și el un pic mai încolo. Zice că nu ai nevoie să crești politicieni libertarieni care să intre în politică ca să creeze un curent de opinie și să crească libertarianismul prin prezența lor în politică. Dacă la un moment dat electoratul o să aibă apetit de măsuri libertariene, atunci se vor găsi și politicienii libertarieni pentru că ultimately răspund la nevoile lor. Și acum cheia este, de ce avem noi discuția asta? De ce demonstrăm că statul este idiot prin oamenii cu valori idiote care populează și păcătuiesc în sistem acolo, care e opusul, sfințește locul? Omul sfințește locul și opusul ar fi tot omul... Îl împute. Strică locul, ok. Spurcă. Așa. De ce discutăm chestia? Ca să se înțeleagă că să poate schimba lucrul ăsta. Care, unde e problema? De asta am avut noi toată discuția asta. Ca să vadă unde e problema. De asta și el spune problema e că principala metodă de a răspândi ideile astea sunt prin educație. Ca valorile, da, exact. Valorile să poată fi interiorizate și să apară preferința aia a publicului. Da. Asta ca să nu zică și alea sunt drepte pozitive, sunt proiectate ca fiind pentru toată lumea, știi?
Costă pentru pe toată lumea. Nu, criteriul tău pentru bunul public era că se duce către toată lumea. Da, dreptul la educație se duce către toată lumea. Costel zice cum sunt vândute. Nu sunt vândute legile care au fac dreptul pozitiv. Bine, asta e și o chestie de marketing. Deci subvenția la dar grâu. Dar și prin definiția dreptului, știi? Dom'le, de ce e un drept? Pentru că orice copil are drept la educație. Orice copil român. Toată lumea? Păi da, mi se pare că e retrogândită. Deci un drept există pentru că deja îl are toată lumea, nu? Ce zici tu? Tu poți să dormi și ai dreptul ăla, nu trebuie să-l primești. O cale de a falsifica. Că când ei zic invers. O cale de a falsifica definiția asta a bunului public care se duce către toți e că nu există niciun bun public, dacă asta e definiția, știi? Vor exista pacifici, vor exista demenți, știi, care nu intră, știi? Da, corect. Într-un fel, dar eu am acceptat, hai să folosim asta de public, într-adevăr, că e o intuiție corectă aici, asta cu efectele de vecinătate și dacă plătește ăla, vine mirosul de mâncare de la vecin, ce să mai cumpăr și eu mâncare, știi? Nu, da, stai. Bunul public, ți-am mai spus, are două caracteristici, da? Tu te focusezi doar pe una dintre ele, că se duce la toată lumea. Nu, bunul public are două caracteristici. Prima este că se duce către toată lumea, că beneficiile lui se duc către toată lumea. A doua este costurile lui se duc doar la producător. Așa. Păi, la educația, la dreptul pozitiv la educație, costurile lui nu se duc doar la producător. Pentru că tu, dacă ai un drept pozitiv, trebuie să-l aperi prin mobilizând mijloace. Nu. Da? Mijloacele alea de unde vin? De la producător. Care e producătorul? Statul. Noi. Păi ok, tațe. Și ce bani are statul? Deci taxează. De la noi, da? De la noi. Deci costurile se dispersează și ele. Noi. Da. Nu. El de la vrut să explice cum sunt vândute astea de pare... Și mi se pare că e și o observație foarte tare aici văzută adineauri. Deci un drept normal îl ai și nu trebuie să faci nimic, pe când statul zice îl dăm la toți, deci devine un drept. Lucru care e... Lasă-mă să duc exemplu și până la capăt, da? Care este clica care integrează beneficiile de la dreptul de educație? Tot sistemul de învățământ de stat. Profesori, inspectorate, birocrați care fac materie. Bine, în realitate mai mulți inspectorate, dar mă rog. Sunt mai mulți decât copiii care beneficiază de educație? Nu, sunt mai puțini. Da? Integrează beneficii? Integrează. Sunt de natură financiară chiar. Unii dintre ei au... Da? Au. Deci educația pozitivă, educa dreptul pozitiv la educație, așa cum l-am spus, dacă l-analizăm un pic mai bine, iese din categoria a doua. Da. E un grup de interese care are de câștigat de pe partea lui și prețul pentru el îl plătește toată lumea. Beneficiile se duc la toată lumea. Și politicul folosește doar definiția asta. Ai înțeles. Ce am? Că vezi, doamne, mă, să înțeleg ce vreau să zic, da. Că nu e doar scenariul ăla tragic, știi, în care șpaga merge inclusiv către... Yes. Poate fi și invers, știi? Da. Poți avea chestii punctuale, poți avea... Dacă oamenii ar avea valorile astea, da, adică poți să nu, nu trebuie să fii libertarian. Înțeleg, cu pariurile nu trebuie să fii libertarian. El are o chestie, da, poate și socialist. Numai că repetăm punctul meu, dar dacă nu ai, nu o să producă libertate, ci o să-i producă lui. O să producă, măsurând în agregat, un fel de liberalizare. Și el e într-o societate. Cum e societatea? E mai liberă? Nu știu dacă... Este mai liberă. Nu știu dacă e corect să măsurăm în agregat. Societate, nu știu. Societatea iar nu deci știu dacă societate e mai liberă. În care tu zici că e mai liberă, dar nu e clar. Dereglementat e mai liberă? Dacă, dacă avem de-a face cu acest... Când e libertarian? Dacă avem de-a face cu acest lucru, ești în una din două cazuri. Unul dintre ele este... Nu va ține, nu va putea să integreze beneficiile. Sau al doilea, beneficiile sunt de fapt integrate altfel, prin capital politic, care se duce, se transmite în mandate și alte contracte cu statul mai jos. E și asta, da. Adică asta e de văzut, trebuie verificat. Nu neapărat, ți-am zis, el are... Și-a făcut calculul. Ți-am zis, de ce trebuie să te uiți la câștigul mic și la chestiile alea dispersate, știi, în care... Păi da, dar și pe alea trebuie să le observi. Aici câștigul e mare și e... Trebuie să le observi. E o chestie punctuală, deci nu trebuie ăla de la pariu să citească 20 de ani legislație. Deci, nu, e foarte clar ce are de făcut. Principial e absolut, cum zici. Totuși, după aia practica. Să nu ne omoare practica după aia. Păi și nu știu, noi știm toată practica? Păi nu știm, tocmai... Nu funcționează așa ceva, știm. Noi nu știm, tocmai că... Nu funcționează șpaga defensivă în...
Uneori funcționează. Nu la legislație. La legislație nu prea funcționează. Nu. La cota unică n-a funcționat. Nu știu. Încă, nu știu. N-a dat nimeni niciun ban să scadă taxele alea? Sau a fost spontan? Ce? Nu știu, mă întreb și eu. Ei, e o problemă știi, empirică. Poate știi tu ceva și nu vrei să ne spui. Nu știu nimic. Chiar dacă n-ar fi fost așa, dar poți imagina că are sens scenariul. Da. Are sens scenariul. Da. E un scenariu. Adică de ce ar fi doar analiza asta public choice în care ea doar grupurile de interese, știi, integrează beneficii și dispersează și dincolo nu merge. Și e foarte bine să avem scenarii de genul ăsta din cauza că îți arată că, de fapt, arată oamenilor că pot să preferi și alte lucruri. Da? Noi nu zicem să întâmplă azi sau să o să se întâmple mâine, dar e posibil? E posibil. Oamenii ar putea să apuce să facă lucruri din astea. Pot spune că își pagă de reglementare. Știți, de fapt. Mi se pare că și chestia cu cota unică a fost o lege nouă. Eu întreb altceva atunci, dacă pui problema, e posibil ca legea cerere și oferte să nu printr-o lege nouă, de așa se merge treaba. Nu vorbiți. Da. Da. Zi-tu. Cota unică a fost o lege nouă prin care s-a spus ceva de genul următor. La articolul 17 din legea cu impozitarea progresivă, cum era înainte, se șterg paragrafele 7, 8, 22 și se înlocuiește toată cu cota unică 16%, ceva de genul ăsta. Deci, nu poți să zici, domne, hai să eliminăm legea care... Da, a fost o măsură mai liberală decât cea dinainte ei, știi? Nu am zis că... Nu știu că exista și o zicală, cum zicea, cum mergea zicala? The state holds a vacuum sau o chestie de asta. Deci trebuie, nu știm ce să facem, ne trebuie o lege. Eu mă gândesc că și la șpagă obișnuită asta faci. Blochezi? Nu funcționează legea așa. Ce se întâmplă în lista obișnuită? Nu mai funcționează legea. Da, îi plătește pe ea și dar nu e uite, o lege. În pandemie, în oricum. Hai să spun unde, cine a beneficiat de pe cota unică. Asfaltangii, florarii, pișcotarii, toți care au avut lucrări cu statul. Pe de-o parte și pe de alta, clasa politică recte cu Băsescu și aia din jurul lui, care au promovat cota unică. De ce? Pentru că au dat bani, au lăsat mai mulți bani la populație. Ei nu i-au lăsat, că România a fost în continuare pe deficit, ba chiar în clipa în care au trecut la cota unică, deficitul a crescut pentru că încasările la buget au scăzut contrar prognozei că va fi adusă la alb o parte din economia la negru. Chiar au fost, m-am uitat pe... Știu și doar primul an, de pe al doilea an au revenit pe deficit. Dar... Adică au revenit la nivelul normal. Da, și... da. Păi da, da, aia a fost acoperire din, cum îi spune, din creșterea economică. Da? Ai și avut creștere, nu se știe, da, ai da. Și avut creștere economică acolo a activității, da? Deci ți-a generat și creștere de activitate. Dar cine a avut de câștigat efectiv? Au avut de câștigat patronii care acum, da? Nu mai păstrau așa de mult, adică păstrau mai mult dintre banilor. Patronii patronii care aveau afaceri cu statul, vreau să spun. Da? Nu se mai întorcea 40% impozitul pe profitul lor mare la stat. Da? Doar 16. Ceea ce e foarte bine. Dar eu vorbesc că ăștia oricum fac ceva afaceri cu statul. Da, da. Asta nu face decât să susțină... Au beneficiat și alții. Au beneficiat și alții. Și alții. Da. Și să zicem că în cazul ăsta, că, pentru că la cota unică, de fapt, a beneficiat toată lumea, inclusiv prin faptul că s-a crescut economia. Cota unică e un exemplu bun în care un bun public pentru că a beneficiat toată lumea, s-a făcut cu efortul colectiv al unora, da, grupurile de interese din spatele acestei inițiative. Da? În sensul că ei au avut, ai putea spune că ăsta e un exemplu bun în care ei, printr-o măsură liberală, au avut de băgat la ghiozdan mai mult grupul de interese. Vreau să spun, de asfaltangii și de toți ăștia au avut le băgat la ghiozdan mai mult decât toți orice ceilalți. Schimbare de pe lumea asta se face cu eforturile unora.
Deci dacă se va trece la anarhocapitalism, nu o să plătească vânzătoarea din Lidl. Hai să vedem. Nu, se va face că efortul e unora. Da. Niște cărturari, niște oameni cu bani, niște... Dar oricum visul ăsta... Deci nu vor plăti toți. Sclavia, de exemplu, nazism, în Marea Britanie. Deci în Marea Britanie, eliminarea sclaviei s-a făcut prin introducerea unor legi. Da. Pur și simplu, n-a fost război civil ca în America, alte chestii, da? Da. A fost efortul concentrat al unor grupuri religioase de obicei, care au făcut lobby, au pus presiune pe legislativ să adopte acele legi. Da. Costurile au dispersat la toată populația. De ce? Cum au eliberat? Da, cum au eliberat în Marea Britanie și de ce n-a ieșit cu război acolo? Cum a eliberat Marea Britanie sclavi? Da? Le-a cumpărat libertatea. Tuturor sclavilor le-a cumpărat libertatea. I-a răscumpărat pe toți. Nu știam asta. Le-a dat bani la proprietari. I-a răscumpărat la toți. Statul le-a dat bani la proprietari. Și ceva de genul, de-abia pe la 1999... Au terminat de plătit guvernul britanic împrumuturile făcute ca să elibereze toți sclavii. Nici acolo n-a mers. Credeam că costurile le-a suportat grupurile respective. Cum a zis și Costel. Deci ce a suportat toată lumea? Da, au suportat toată lumea. De unde crezi că au plătit aia? S-a împrumutat, le-a cumpărat pe loc libertatea. Și după aia a plătit împrumutul ăla. 130 de ani seama, au plătit împrumutul ăla. Da. Bine, aici au plătit 130 de ani și pentru că probabil l-au răstogolit, s-au înțeles cu ăia. Implementarea împrumutului e treaba lor. Da, da, e treaba lor. Să zic. Posibil, dar ideea e că au plătit banii ăia oameni care n-au votat, n-au avut un miner din mină, care n-a avut sclav în viața lui, a plătit pentru chestia asta. Și n-au fost 6 rânduri de nou născuți. Da. Naia. Și ca să revenim, ca să reformulăm ideea, da? Integrarea beneficiilor, sclavii au fost bunul colateral. Ei au avut de câștigat libertatea foarte mult, da? Dar grupul de interese care a fost ăștia oamenii religioși care și-au integrat beneficiile, au făcut lumea mai bună. Da? Da. S-au dus la Doamne, Doamne cu sufletul împăcat. Da. Da? Da. Cine a plătit? Copii, nepoți, strănepoți, toată lumea. Da. Deci asta spune Friedman, că nu e o întâmplare, ci da, sistemul sunt e făcut foarte în așa rare fel, da. Cazurile în care da. Cum că ai găsit exemplul ăsta cu trecerea la cota unică, e unul, dar cred că mai stăm aici 2 ore și nu mai găsim un al doilea. Proporția oricum este de genul 0,1% față de 99,9%. Nu e că ar fi structura, că ar fi necesar să fie așa. Da. Poți să concezi că este înclinată balanța în sistemul legislativ spre cei datorită care... datorită valorilor, nu datorită structurii ca atare, știi? Datorită valorilor. El îți dă senzația că asta așa va fi tot timpul, știi? Nu. Eu cred că valorile... Normal, societatea fiind socialistă, legile vor fi socialiste, știi? Eu, nu vor arăta altfel. Nu, dar eu cred că valorile... Deci dacă te uiți la sistem, Gabi, e fel. Stai. Dar nu e dinamica politică atare, asta vreau să zic. Eu asta vreau. Zic. E ca și cum ai spune o constituție în mod necesar socialistă. Nu, poți avea și liberal. Bine zici că e un grad de socialism. Nu, eu compar chestia dacă la vot. De exemplu, la vot, votul meu, da, e un cost foarte mare pentru un beneficiu foarte mic. La fel văd și la crearea asta de legi prin grupuri de interes, prin lobby. Da. Deci, e numai ușor. Dar sunt două lucruri care merg împreună. Costel zice despre valorile oamenilor care schimbă lucrurile, nu sunt afectate de sistem. Dar eu altceva vreau să zic. Valorile produc sistemul ăsta în care produci jocuri politice. Deci valorile oamenilor zic... Trebuie toți să fim uniți, trebuie toți să hotărâm la nivel de țară, whatever, și atunci apar jocurile astea politice. Deci dacă ai avea altfel de valori, oamenii și-ar vedea de treabă și n-ai mai avea, nu, avea dinamica asta de nu. Stat. Să vă dau cam că să dau dinamic în direcția libertății, da. Știi, prin aceleași mecanisme, știi. Uite. Nu, asta vreau să zic, că dacă ai avea dinamică spre libertate, mecanismele astea ar dispărea.
Asta vreau să zic. Dispare nu știu dacă e adevărat. Dispare socialism. Păi da, și când dispare socialismul, cred că dispar și valorile societății sunt ecologiste. Valorile societății sunt ecologiste. Azi, să zicem, azi. Da. Să zicem. Față de acum... Mai, de da. De vreuna Ceaușescu, acum sunt mai ecologiste, da? Mulți din societate votează diversi politicieni care promit lucruri de genul ăsta. Însă, prin lobby, grupurile de interese acaparează acești politicieni care au ajuns acolo. Lucrurile astea ecologice tot nu se întâmplă. Au mai mulți bani. Deci ce zice părerea, Costel e adevărat. Da. Poate să deci vină un ONG și să cumpere, dar nu-și permite. Chiar dacă încearcă să ducă politicul spre ceva, tot să zicem, grupurile de interese și banii și sistemul ăsta de a promova legi câștigă. De Gabi zice păi că da, ONG-urile nu-și permit. Ei dețin grup. Yes, they dețin, ei sunt grupul de interese. De ce Dragnea n-a trecut? Uite, la... e Roșia Muntană, ești cu bani, n-au trecut, știi? Bine, știi că au fost bani, știi? Dar n-a trecut. Ba poate le-a convenit ăstora dacă intrăm în Roșia Muntană. Eu trăiesc cu impresia că statul român o să trebuiască să plătească niște despăgubiri mari către compania Flea. S-ar putea ca ei să zică, păi de ce să ne bate în capul cu mașinării, cu ceanuri, cu nu știu ce, când putem să luăm o grămadă de bani doar cu niște avocați. Stăm liniștiți în firma respectivă. Ah, da. Da? Ah, zici că asta era extracția, de fapt. Exact. N-am avea treabă cu minereuri. Deci, noi ce vrem, să extragem aur sau vrem să extragem, să producem profit? Da, împotriva lui Gabi, astea contează, știi, piața ideologică, ea nu sunt de capul lor. Deci ăștia din public choice spun că inclusiv tiraniile sunt sensibile, știi, la ce spune lumea. Deci tirania, dictatorul, nu face chiar așa. Nu, da, nu sunt decât. Și uite, Roșia Muntană e un caz care verifică asta. Deci degeaba aia au făcut, au dat bani, nu știu dacă populația nu vrea asta majoritar, nu s-a făcut. Da. Normal, banii trebuia să fie... A luat Dragnea banii, se face aia, dar uite că nu s-a putut. Da, numai că... Un bun, în situația asta, bunul public ar fi fost că populația n-a vrut, nu s-a făcut, a rămas totul intact, frumos ca înainte. Numai că n-a rămas intact, ci populația aia care n-a vrut o să trebuiască să dea niște 4 miliarde sau whatever lui FMCG ăia. Asumă prin consumer goods, că nu mai știu cum îi cheamă. E bun privat ce externaliza statul. Da, exact. Hai să stai. Un mic, dacă la ăsta neproblematic. Da, exact. De fapt, a fost micul problematic punct. Pentru că n-a fost atât de clar, știi? E așa mi se pare. Păi se mai întâmplă lui. Auzi, dar știi că adică ai ilustrat o chestie, nu știu, putea să o ilustreze mai ușor, cu o chestie mai grea, așa mi se pare. Pare la cu alea două scenarii. Nu știu, mă rog. Deci la capitolul ăsta o singură observație vreau să fac, că lumea de obicei zice trebuie să avem legi care sunt un bun public din cauza că ne acoperă pe toată lumea ca să fie ordine. Dar după ce am observat tot ce am discutat până acum, că toți o să funcționeze oportunist să-și caute, să-și facă câte o mică lege, oportunismul ăsta este așa un fel de... Și toată lumea acceptă sistemul ăsta, e așa, ca o valoare, da, ai reușit să-ți faci un privilegiu, bravo, ție, ăsta e jocul. Mie mi se pare că ăsta este un joc al unei hoții generalizate, care ăsta mi se pare că produce haos. De ce le e frică oamenilor că e haos? Și nu știi mâine ce grup de interese îți trântește o lege în cap și vedeți de mâine ce amenzi vă pasc. Asta mi se pare mie că e haos. Nu ce ei le marketizează bine, știi? Anarcocapitalism. Ei le marketizează bine, că sunt pentru toți. Nu vrei drept la sănătate? Da, și doar asta nu vrei să și observația, da, și ei le marketează bine și observația din discuția noastră de aici este că sunt minciuni sfruntate și ticălușii, de fapt. Ce mai trist e că omul simplu înțelege asta cu grupuri de interese, deci... Analiza asta cu grupuri de interese nu e o chestie libertariană, cred că o găsești și la... Da. În mainstream o găsesc. E la autor francez, cred. Da, ideea e că nu... Dar și omul simplu înțelege asta, că ăla își face afaceri și nu știu ce. Deci nu e atât de naiv. Eticheta de socialist. Dar nu vede ieșirea. Nu se face drumul ăla. Da, nu își imaginează. Bine, și aici asta din cauza că ne întoarcem în bucle la oamenii care nu își imaginează. Că nu vede ieșirea sau nici măcar nu înțelege generalizarea. Da, asta e problema. Nu înțelege.
Cum e da. Ca la Lidl? Păi cum ca la Lidl? Păi uite, anticipează niște nevoi și... Nu, nu, nu. Nu poate. Da, nu poate. De ce nu poți, știe? Nu, bun, stai. Că aș zice că dacă tot, dacă tot am făcut cartorul ăsta, să repetăm sau măcar să evidențiem. Și care e argumentul lui Friedman, de fapt, în capitolul ăsta? Care e partea bună a bunului public? Partea asta era capitolul. Da, păi... Ne-am vorbit partea... 3 ore. Partea bună a bunului public... era că nu se face. Da? Și că asta e ideea lui. Da? Deci ceva. Pentru că tu îl faci pentru toată lumea, cum vorbeam mai devreme de o mașină care să curețe aerul, da, pentru toată lumea, tu îți asumi costurile și beneficiile le răspundești la toată lumea. Dar să zicem că toată lumea aia poate nu vrea aer mai curat, poate e indiferent, unii poate vor, dar nu o să-ți dea ție bani, că oricum o faci. Da? Asta e ideea cu bunul public. Și aș spune așa, în contextul în care ajungem la anarhocapitalist, dacă mai sunt din ăștia care, pe vremea aia, când om ajunge, sunt convinși că statul e bun pentru toată lumea și vor să facă stat pentru toată lumea, păi cu ce se aseamănă statul în acel moment? Cu un bun public. Tu vrei să-l faci, că e bun pentru toată lumea, dar majoritatea nu-i convinsă, poate l-ar fi vrut fără, n-o să plătească și atunci lasă măcar cineva într-o piață liberă să-și asume costurile reimpunerii statului. Teoretic, dacă statul e inevitabil, nu ar trebui să-i deranjeze foarte tare. E greu, dar nu e imposibil, adică ajunge o minoritate, asta vreau să zic. Ca la orice mișcare, ai o minoritate care face și face. Eu nu știu, nu sunt așa încrezător. Deci de-a lungul istoriei ai avut minorități care au făcut schimbări. Adevărat. Bine, dar de cele mai multe ori schimbările alea au fost făcute ori violent, ori pe un val de entuziasm, dar nu pe o interiorizare a valorilor. Da, mă rog, asta e pesimismul meu. Păi nici toată lumea o să interiorizeze valorile anarhocapitaliste. Da, dar atunci nu poți să ai pretenția că e o societate de tipul ăla. Majoritatea. Nu, da. Da, întrebarea e așa, da? De ce cadouile în prăpastie? Pentru că vor să vadă cum e să zbori? Nu! You're so fucking cool, man! Pentru că se duc încolo. Da? Da. Ca oile. Asta e ideea. Da. Și când Alex vorbește de valul de entuziasm, la oi se referă. Basically. Nu mi-am dat seama, dar thank you, yes. Nu, dar entuziasmul poate fi și pentru cauze bune, știi? Da, dar trebuie să fie interiorizate ca să nu contează să rămână bune. Asta zic, că dacă s-o oi, în clipa în care o să pognească în partea ailaltă, o să o ia toate înapoi. Uh-huh. Există riscul ăsta, e natura umană, îți dai seama că nu o să fie... Hey, și aici, n-o cu fie natura umană, aici cu natura umană să apucăm să o zicem pe asta. Natură, de obicei lumea zice despre natura umană că e căzută, că e slabă, că e fricoasă, nu știu ce. Da. Totuși când zici omul sfințește locul, omul ăla a reușit să treacă peste chestiile astea, să și le controleze, să fie disciplinat. Ceva a reușit el să facă. Da? Ținta și în creștinism și în ce vorbim noi pe aici este ca omul să treacă peste prostie, să nu așa accepte natura umană, ce să facem, fumăm. Sau whatever, alte vicii. Nu, dar trebuie să spui că nu propui perfecțiune, ci niște chestii mai bune. Știi, mai... Da, ideea este că să pot face lucruri. Să nu e nici ca socialiștii, știi? Nu, domnule. Nu stăm să plângem că nu se poate. Tocmai. Nu, argumentele lui Huber. Uite, dacă te uiți în istorie, s-au mai schimbat lucrurile, știi? Deci nu trebuie... De când mai vin oameni la cafenea și văd discuții abstracte, oameni inteligenți, și se gândește la omul simplu care nu o să înțeleagă. Uh-huh. Păi cu siguranță că nu o să înțeleagă la nivelul ăla. Dar chestiile de bază le poate înțelege. Să nu furi, să nu ucizi. Deci omul simplu știe asta. Nu trebuie să înțeleagă, nu știu, stai că e polemica între Robert și Friedman, uite, care urmează din utilitarism și deontologie, știi? Și de ce folosesc discuțiile astea? Din cauza că de multe ori oamenii zic, păi da, experții spun că e invers. Și atunci, dacă avem exercițiul ăsta și argumentele sănătoase, putem să zicem, păi stai puțin, că avem și noi argumente experte. Și noi suntem experți. Bineînțeles, asta de la sine înțeleg. Dar ideea e că de ce să desfaci firul în patru? De ce nu spui taxarea e furt și s-a terminat discuția, toată lumea să înțeleagă? Păi nu, pentru că tabăra cealaltă zice nu, e justificată. Și pare că ei sunt niște experți.
Mai puțin că putem și noi să demontăm lucrurile alea. Da. Asta era. Da. Nu s-a arăt că știi poziția lor și asta nu e... Nu e obișnuit. Da, nu e valabilă și invers, știi? Adică ei oameni de dincolo, să vezi că nu știu... Cine e Milton? Cine e David Friedman? E un actor american? Nu, e un gânditor. Sau îți fac o caricatură, știi? Ah, libertarienii ăia care vor fără drumuri. Nu, liberalism e, da, e turbo-capitalism. Turbo, da. Și vezi că nu știu argumentele. Și care da, cum ai zis tu, Valei, că bunul public este de fapt un rău public și nu se produce în cantități suficiente sau de calitate extraordinară. Argumentul principal este, domne, este finanțat. Ne trebuie mulți bani. Da. Asta e... menționează prima la sfârșitul capitolului. Asta, pune... da, e... Mai mulți bani. Da. Felul în care definește mainstream-ul. Și da. Îl menționați el aici pe Galbraith. Bun. Deci, că... Cum ajungem la anarhocapitalism? Așa, că discutarea despre natura omului, cum ajungem acolo? Prin educație, zice domnul Friedman. De-aia a scris și el cartea asta... De-aia facem noi podcastul. Păi și statul face educație. Uite că nu te duce la prin educație adevărată. Statul există din cauza faptului că oamenii îl consideră necesar. Și așa înțeleg ei unde merg lucrurile. Trebuie doar pur și simplu să... educația libertariană să ajungă la ei, să înțeleagă altfel și astfel nu să mai existe grupuri de interese care să mențină statul să facă ceea ce face la ora actuală. Da. Aici zice el, nu? Că să... El nu susține că ar trebui să existe un partid libertarian decât poate așa ca să se audă ideile, dar nu ca să câștige funcții și scaune. Și că... Da, auzind oamenii ideile și înțelegându-le și interiorizându-le, atunci o să se schimbe lucrurile. O altă cale pe care el o spune aici, de a ajunge la o societate anarhocapitalistă, este să pur și simplu să te apuci să faci ca și lucruri, ca și cum ar fi societatea anarhocapitalistă. Adică să nu mai ții cont de stat, te apuci să faci drumuri, educație, sănătate... Okay. Și aici vine supărarea mare că de multe ori nu te lasă. Da. Întotdeauna. Nu te lasă. Trebuie să-ți recori, știi, să... Uite cum e Uber, cum e, nu știu, ăia cu casele, cum se numesc? Airbnb. Da. Lasă, că alegea. Uber. Da. A venit și Uber-ul, nu cred că... Tot s-au prostit. Și Uber-ul face niște compromisuri astfel încât să... Da, și podcasturile, uite, n-ai nevoie de... Încă n-a intrat cineaia, știi, pe online, știi? Încă. Că dacă intră, te... Da. Rejectează. Încă, dar există... Știu eu niște podcasturi în care se înjură și le-ar închide. Există un proiect de lege. Da, există, da. Evident că există. Păi nu, au simțit că e importantă chestia, nu e glumă. Dar grupul nostru de interese și lobby-ul face ca să nu se aprobe deocamdată. Am plătit noi... Am plătit. Noroc cu micuțul. Să știi că oamenii nu sunt atât de... Câți ziariști ai văzut să spună, domne, ce le-au, e o chestie... Ce zici, că e... Rândurică? Ce le-au, e o chestie totalitară și câți? Câți ziariști ai văzut? 2-3. În ăștia mainstream sigur niciunul, știi? Adică există climat pentru așa ceva. Cum ziceam de cota progresivă. Păi dacă Ciolacu vrea azi, azi. E... De o rezistență la... E Mircea Badea catalogat ca fiind mainstream? El s-a jurat cu CNA-ul de vreo câteva ori. Este. Bravo lui. Dar nu pe principiu, știi? Doar pe faptul că l-a luat pe el în vizor. Nu, e posibil să fii argumentat și pe principiu, știi? Îți limitează libertatea de... Ar fi posibil, numai că lui nu i-a ieșit. N-a făcut-o, mă, dar e posibil. Nu exclude. Dacă a pomenit termen ca aurul sau nu știu ce, totalitarism sau nu știu ce, și e suficient de inteligent pentru asta. Și... Da. Ca să ajungem la problemele pe care... Stai, lasă până la... Ce, mai are el un... Da, o chestie, că, domnule, sunt două tipuri umane. Mercenarul și
entuziastul sau... Nu. Asta e după. Alo, alo, alo. Tovarășu. Nu. El când vorbește despre... El vrea să salveze... Partidul Libertarian. Să ajungă la anarhocapitalism, vrea să ajungă și scoțând un profit. El zice... Pentru că vânzarea cărților lor, lui, îi aduce și un profit. Da, lasă-o vreau să stai. Asta ești. Friedman spune de asemenea că una din că metoda asta de a concura statul și a oferi produsele pe care statul le oferă astăzi prin monopol e deja funcțională, am mai amintit-o cu ocazia altor capitole. Poșta concurată de serviciile de poștă și de livrare de parcele și pachete private, justiția privată, mă rog, birourile de mediere la care am făcut referință în trecut, protecția privată, da, poliția, există firmele de protecție privată care și astăzi, el spune aici că ceva de genul 3 sferturi din protecția oferită e oferită de protecția privată. Mumire, pentru că mi se pare că e 100%. Poliția nu face poliția oricum nu rezolvă, nu? În teorie chiar, în mod ideal, poliția este post factum, nu ți oferă protecție. E un ajutor, știți. Școlile private, care la vremea lui erau doar școli parohiale, astăzi deci asta în ce intră? Tot felul de școli? În schimbare cu materialul... Dumnezeu, trebuie să-i arăți omului. Să arăți? Da, pur și simplu. Cum, nu numai să povestim pe educație, da, să vorbim așa. Hai să îți arăt cum se întâmplă cu drumuri private, școli private, protecție privată. Da, dar repet eu, că provocarea este că tu trebuie să faci chestia asta într-un mediu foarte ostil. Da. Nu te lasă, interdic. Da. De-aia zice lumea, iară trageți-vă voi și faceți nu știu unde. Bine, o să ne retragem, pentru că altfel nu ne înțelegem cu voi. Uite, unde se poate. Am văzut ieri un bucățică de video în care povesteau, erau niște știri, prințul William, îl mare, dintre prinți. Nu știu cum înțeleg. Nu, lasă. Charles are 2 băieți și ăla cel mare, ăla mare, da. Prințul William a făcut o grădiniță în sistem Montessori. Deci cât se poate de privată. Da. Deci și care toate licențele și autorizațiile la zi. Nu, dar asta gândește, în anii 80 se întâmpla. Da, dar ei au și o cultură un pic mai... De Montessori are, ce face? Ce are distinctiv? Faci calculatoare? E una dintre cele mai productive sisteme de învățământ. Astăzi ea e disponibilă și oamenilor de rând, inclusiv în România. Da? Am cunoștințe care și-au dat copiii la grădinițe. Nu, dar ce are specific? Ce... Alt stil de predare. Nu, da. Nu-ți predă... Cu mai puțin copii? Sau... Altă curiculă, da, da. Cu mai puțin copii. Multe chestii în practică. Fac prăjituri prin grădină. Ce pune ăștia în diagnoză când fac analiza educației, ea fac. Da, dar ăștia au alt stil de a preda, alt stil de a învăța. Am înțeles că nici măcar poster, am înțeles că nici măcar tabla mulțirii nu învață cum învățăm noi, învață pe copii să mulțească altfel, la un algoritm care le trece prin cap, încă nu l-am înțeles. Hai, vino, ce-i? Da, că ăsta era pentru mine unul dintre misterele, știi, dacă problema învățământului românesc e că e o fabrică de produs roboți care e capabil să memorizeze și să redea, eu mă gândeam, zic, da, ok, dar cum faci cu tabla mulțirii? Se pare că se poate cumva. Se pare okay. Că se poate și cu asta cumva. Dar ei nu au curicula aprobată de minister, ceva? Cred că găsesc formula asta. Nu. Și dacă vrei să treci copilul deci de la după aia, mă rog, la liceu, adică el trebuie să dea examenul de capacitate, din păcate, după curicula de stat. Da. Da, dar părintele caută educație. Da, corect. Caută educație. Exact. Ce înțelege el că ar fi educație? Așa. Uite, Friedman are un capitol mai încolo despre unschooling. El a și practicat asta, deci nu e... Și practicat. Vrea să cânte la vioară, lasă-o să cânte. Bun, și în final el spune așa că revenim, că poate acum ne lasă pisica. S-a făcut Dumbledore. Spuneam că zice Friedman că atunci când el discuta împotriva vot
împotriva draftului, i se arunca în față cuvântul de mercenar, dar ce vrei, să fie toți mercenari? Și un mercenar, zice el, din câte am putut să-mi dau seama, era cineva care făcea ceva pentru că vroia să facă acel lucru. Voluntar, ai putea spune. Da. Da. Și ca exemplu, un soldat ce se lupta fie pentru bani, fie pentru glorie, fie din patriotism sau din distracție. Pentru că îl distra chestia asta. Opusul unui mercenar era unul recrutat. Luat cu arcanul. Obligat, forțat la armată. Cineva care lupta, pentru că dacă nu lupta, ar fi fost băgat la închisoare. Coerciție. Ce discutam noi. Conform acestei definiții, încheie Friedman, sunt două feluri de oameni. Doar două feluri de oameni. Mercenari și sclavi. Eu, zice el despre sine, prefer să fiu mercenar. Și zic că mi s-a părut că ți-a picat vreo idee. Poți să ai și de ăsta ONG-ist. Păi și ăștia sunt mercenari. Nu aș fi asociat mercenarul cu monetar, știi, cu recompensă monetară. Păi, dacă vrei mercenar altruism. Da, nu, ăsta ONG-istul are remunerație de altfel. Da, e glorie sau glorie sau plăcere. ONG-istii și sunt foarte... Din capitolul ăla poți să zici că e un entuziast de un fel. Ce nu ar merge? Deci cineva care nu e, e mai mult motivat de altruism decât de... Bani și nu e nici sclav. Da. Adică e voluntar timpul, dar nu știu. Mă rog. Da. Cred eu. Oricum, recruții sunt sclavi. Da. În încheierea capitolului efectiv e un citat din H.L. Hunt în care zice așa că dacă această țară, se referă la America, merită să fie salvată, atunci merită să fie salvată pe profit. At the profit. Făcând un profit. Ceea ce m-a bucurat foarte mult să văd chestia asta, pentru că eu obișnuiesc să spun următorul lucru, care are legătură cu piața în sine. Uh-huh. Zic așa, că dacă vrei ca un lucru să fie făcut, și are legătură și cu ideea asta a bunurilor publice, dacă vrei ca un lucru să fie făcut, atunci cineva trebuie să facă bani din el. Dacă vrei ca acel lucru să fie făcut gratis, pune mâna și fă. Chiar și Friedman, când, în capitolul ăsta când zicea, uite că scriu cărți și tot așa pe linia că nu poți integra beneficiile. Ok, nu poți integra beneficiile la anarhocapitalism pentru că n-ai mutat lumea la anarhocapitalism, dar dacă vorbim de monetizarea unor cărți, poți face asta. Cartea asta s-a vândut. Sau alea psihice, hai să zicem, o punei pe site. De se poate. Bun. Despre... Acestea fiind spuse, pentru Costas Tăvărache, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, Postă, eu am fost Antiberceanu, noi am fost Nodi, vă mulțumim pentru atenție și urăm libertate, că e mai bună decât toate. E prima oară când demască pisica.